Între un text narrativ literar și natură există o legătură la care poate nu te-ai gândit. Această legătură este simbioza. Urmărește acest videoclip pentru a afla cum se realizează simbioza într-un text narrativ literar. Haideți să aflăm mai întâi ce înseamnă și cum se manifestă simbioza în natură. În mediul natural, simbioza presupune interacțiunea organismelor vii care duce la beneficiul lor reciproc. Cuvântul simbioză provine din două cuvinte din limba greacă, sin, care înseamnă împreună, și bios, care înseamnă viață. Așadar, sensul acestui cuvânt se referă la un mod de conviețuire care face posibilă continuarea vieții. Iată un prim exemplu de simbioză foarte cunoscut și deosebit de important, cel dintre albine și flori. Un alt exemplu de simbioză este cel dintre licheni, ciuperci și alge. Comparând lumea naturală cu cea ficțională, se observă o simbioză și între elementele specifice unui text literar. Iată care sunt elementele unui text narrativ literar aflate în simbioză. Simbioza din natură și cea din textul narrativ literar poate fi înțeleasă prin observare, explicații și mai ales prin curiozitate. Pentru a observa simbioza între elementele componente ale textului narrativ literar, îți recomand să folosești trusa cititorului, care are ca element de bază curiozitatea continuă manifestată prin întrebări referitoare la acțiune și cadrul de desfășurare a acesteia, precum și la personaje și relațiile dintre ele. Iar întrebarea prin care toate celelalte elemente primesc un sens este referitoare la tema textului. În continuare, îți propun să aplicăm trusa cititorului pentru a ilustra simbioza în textul narrativ literar Mușuroiul. De mult, tare de mult, la marginea unui sat locuia o fetiță împreună cu familia ei. Adesea, fetița mergea cu tatăl ei în pădurea și pe dealul din apropiere. Adunau lemne, culegeau ciuperci, afine, smeură, plante tămăduitoare. Fetița avea vreo 5 anișori, ochi negri, păr scurt și cârlionțat, plin de scaieți, deoarece se cuibărea adesea pe sub tufișuri. Uneori, fetița se îndepărta de tatăl ei și căuta copaci mari și bătrâni la rădăcinile cărora credea că se ascund comori. Într-o zi de vară, pe când tatăl ei pregătea niște grămezi de lemne, fetița plecă prin pădure în căutarea de comori. Ajunse într-o poieniță ce se zărea printre trunchiurile înalte ale copacilor. Fetița observă un paltin înalt și se îndreptă grăbită spre el. Când ajunse sub coroana umbroasă a paltinului, văzu o movilă mare. "Aici este comoara pe care o caut!" exclamă fetița. Dar, când se uită mai atent, observă o mulțime de furnici care alergau grăbite. Unele intrau în mușuroi, iar altele ieșeau. Mai văzuse ea furnici, dar niciodată un asemenea castel cu un turn înalt, cu mii de ferestre și coridoare. Fetița simți un fior de spaimă când furnicile urcară pe papuci și pe picioare și strigă după tatăl ei. Tatăl pornise deja în căutarea ei, deoarece observase că fetița se îndepărtase. Când tatăl i-a auzit glasul, a alergat spre acel loc. A luat-o în brațe și a alungat furnicile de pe corpul fetiței. "De ce au construit furnicile un castel așa de mare?" întrebă fetița.
În acest castel, furnicile i-au adăpostit pe copiii rătăciți în pădure, care au plecat de lângă părinți în căutarea de comori, îi răspunse tatăl ei. Fetița a închis ochii, s-a cuibărit în brațele tatălui său și a suspinat așa cum nu mai suspinase niciodată. Comoara pe care a căutat-o nu era la rădăcina copacilor, ci în zâmbetul cald și în brațele ocrotitoare ale tatălui ei. Printr-o lectură atentă și folosind trusa cititorului, identificăm cadrul acțiunii, adică indicii spațial și temporal, precum și personajele și succesiunea întâmplărilor. După ce am înțeles legătura dintre cadrul acțiunii și succesiunea întâmplărilor puse pe seama personajelor, mai este un pas important de făcut. Acest ultim pas se referă la întrebări care vizează relațiile între elementele aflate în simbioză pentru a descoperi tema textului. Spre exemplu, dacă punem întrebările: unde se află fetița? Ce caută ea? Care sunt riscurile rătăcirii în pădure pentru un copil de 5 ani? Ce crede fetița că este mușuroiul? Ce înțelege fetița din gestul tatălui ei? Ajungem la câteva cuvinte cheie care ne conduc în mod logic la tema textului. Textul Mușuroiul este un text despre iubire și protecție părintească, care sunt cea mai importantă comoară. Un alt nivel al simbiozei este între textul narrativ literar în ansamblul lui, adică lumea ficțională creată prin text, și autorul textului, care aparține lumii reale. Deși pot părea similare, totuși, autorul, naratorul și personajele au identități și roluri diferite. Autorul este persoana reală care scrie textul, imaginează naratorul, personajele și acțiunea. Naratorul are o identitate ficțională, este cel care spune povestea din text, iar personajele create de autor participă la acțiunea relatată de narator. Autorul din lumea reală și elementele componente ale lumii ficționale din text se hrănesc reciproc, reprezentând viața în complexitatea ei, care este astfel experimentată de către cititor prin lectură. Chiar am putea spune că și cititorul intră în acest tip de simbioză numită literatură. Putem spune acum, la final, că în textul narrativ literar, simbioza este un mod de conviețuire care face posibilă revelarea unor aspecte semnificative referitoare la sensul vieții pentru orice cititor atent și curios.